În ultimii ani, activitățile social-filantropice din cadrul Episcopiei Hușilor, derulate prin Asociația Filantropia Ortodoxă Huși, au crescut considerabil ca urmare a extinderii programelor de asistență socială și a identificării, în urma anchetelor de profil, a numeroase cazuri sociale. De altfel, Episcopia este una dintre cele mai dinamice atunci când vine vorba despre acte de caritate. În 2018, în Episcopia Hușilor erau inaugurate primele două așezăminte sociale. De atunci, activitatea Asociației Filantropia Ortodoxă Huși aduce bucurie în sufletele miilor de copii din eparhie și ale bătrânilor bolnavi și singuri. Astăzi vorbim de 7 servicii de îngrijire pentru vârstnici, centre de zi pentru copii, un serviciu de ambulanță și cabinete medicale, case construite, tabere, burse, daruri și ajutoare de urgență. Numai în 2022 au fost sprijiniți 135 de vârstnici, cărora le-au fost oferite peste 34.000 de porții de hrană caldă. Tot în 2022 a fost deschis căminul pentru persoane vârstnice din Vudcani. Ne oferă detalii despre toate acestea părintele Vladimir Beregoi, consilier eparhial la sectorul social al Episcopiei Hușilor și președintele Asociației Filantropia Ortodoxă Huși. Bine ați venit, părinte, de data aceasta chiar în studioul jurnalului Trinitas. Bine v-am găsit, Doamne ajută! Am încercat să fac un rezumat puțin mai devreme al tuturor activităților, însă mi-ar fi foarte greu, însă anul acesta, 2023, Patriarhia Română se axează, pune accentul pe îngrijirea vârstnicilor. Care sunt centrele, serviciile pe care le oferiți acestor persoane? Cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Ignatie, începând cu anul 2018, în Episcopia Hușilor s-a înființat, așa cum ați amintit și dumneavoastră, Asociația Filantropia Ortodoxă Huși, care s-a axat pe copii și pe persoanele vârstnice singure, care au avut și au nevoie mereu de ajutorul nostru, acelor care suntem și vom fi permanent alături de ei, biserica. Preasfințitul Părinte Ignatie, prin dorința de a ajuta pe bătrânii care sunt singuri și mai ales în satele izolate ale județului Vaslui, din Episcopia Hușilor, de împreună cu noi, cei de la sectorul social filantropic a Episcopiei Hușilor, am dezvoltat 7 servicii de îngrijire pentru persoane vârstnice în mai multe localități și urmează, cu ajutorul Dumnezeu, anul acesta să inaugurăm încă câteva, poate chiar 7 servicii de îngrijire pentru persoane vârstnice, pentru că nevoia este tot mai mare. Și pe parcursul celor aproape 5 ani de când am deschis primul serviciu de îngrijire pentru persoane vârstnice, s-a demonstrat că acest serviciu este foarte benefic pentru bătrânii singuri care primesc zilnic din partea asociației sprijin concret, însemnând masă caldă, servicii de curățenie, medicamente, chiar sunt duși la medic, la spitale, hainele sunt luate de acasă, duse la centru, acolo unde este amenajat special o spălătorie, sunt călcate, pregătite pentru ca bătrânul să bucure și ei de condiții normale, pentru că bătrânețea nu vine cu bucurii de multe ori, vine cu neputință. Și ei s-ar bucura să aibă o ținută cuvenită, un trai decent, o curățenie în casă, dar sănătatea nu le permite, pentru că, așa cum știm, bătrâneța este neputincioasă. Și Episcopia Hușilor, prin Asociația Filantropie Ortodoxă Huși, vine în sprijinul bătrânilor, concret cu aceste servicii. Dar cel mai important este că aceste servicii, care prin serviciul de îngrijire pentru persoane vârstnice, li se oferă acelor bătrâni prezența unui om care îi ascultă, îi ajută și au și omenire. Știu că la ora 1 sau la ora 10, sau atunci când este programul stabilit de către coordonator, împreună cu îngrijitorul care se ocupă de persoana în cauză, are o oră stabilită prin program, 10, 2, 3, ei primesc pe cineva în casa lor, pentru ei contează foarte mult, pentru că sunt săptămâni, sau erau săptămâni, chiar luni, când ei nu mai vorbeau cu nimeni. Și singurătatea este cea mai grea boală pe care o poate duce un bătrân. Toate acestea despre care ați vorbit sunt îngrijiri la domiciliu. Sunt ajutați bătrânii acasă, în mediul lor. Însă veți deschide în perioada imediat următoare centre de rezidențiat. Practic îi veți lua pe vârstnici în îngrijire în aceste așezăminte. Până în prezent avem deschis, dar nu inaugurat oficial, căminul pentru persoane vârstnice din Vudcani, Sfântul Calinic la Cernica. Este un cămin
destinate bătrânilor singuri din județul Vaslui și nu numai din județul Vaslui, bătrânilor singuri care nu au pe cineva cu care să-și petreacă anii bătrâneții. Și acolo am pregătit 14 locuri pentru 14 bătrâni. Condiții foarte frumoase, condiții pentru o bătrânețe frumoasă, o bătrânețe liniștită. Și acei bătrâni sunt înconjurați de dragostea părintelui care se ocupă de partea spirituală a celor ocrotiți în centrul respectiv. Li se oferă masă, igienă, corespunzătoare, asistență medicală și toate cele. Avem cabinet de kinetoterapie, unde de recuperare, unde se fac toate. Totul este în beneficiu bătrânului, ca el să aibă bătrânețe mai ușoară și mai frumoasă, ca să nu fie bătrânețe o povară grea pentru ei. De altfel și la domiciliu noi oferim serviciile de recuperare pentru bătrâni, că avem angajați în Asociația Filantropia, kinetoterapeut care merge și face recuperări cu bătrânii care au tot felul de probleme de deplasare, de fie că au avut o fractură sau și pentru recuperare. Este foarte benefic acest serviciu de care amintează și dumneavoastră. E nevoie în județul Vaslui mai mult ca în alte județe ale României de servicii de îngrijire a vârstnicilor? Eu zic că, după cum cunosc județul Vaslui, județul Vaslui este un județ cu multe persoane în vârstă, îmbătrânit. Cu toate că sunt și mulți tineri, dar în mod special în mediul rural sunt foarte mulți bătrâni. Foarte mulți bătrâni singuri, bătrâni care ne trezim și la ora 2 noaptea, când în numărul meu de telefon pe site afișat sau oamenii își transmit, așa, sunt sunat de către un bătrân, că părinte, fie că acum în iarnă, când a fost mai frig, nu mă pot descurca singur, ce să fac, mor, ajutați-mă. Deci este nevoie, eu zic, și în altă parte, cu siguranță, dar după cum cunosc și cunoaștem noi problemele județului Vaslui, e nevoie de mai multe centre rezidențiale pentru persoane vârstnice. De altfel, Episcopia Hușilor în timpul apropiat va deschide încă două centre de genul acesta. Unul va fi la Gugești, acolo vor fi 12 persoane, și la Râșcani, acolo vor fi 28 de persoane. Sunt niște centre foarte bine gândite după standardele, respectă toate standardele, pentru că noi oferim serviciile sociale și activitatea filantropică, dar ținem cont și de reguli și standarde care ne sunt impuse de către autoritățile centrale, pentru că vrem să oferim și niște servicii care să bucure omul, dar și să fim din punct de vedere legal, cu toate actele și cu toate circuitele și tot în regulă. Vorbim foarte mult despre bătrânii singuri din ziua de astăzi, dar este bine să menționăm că sunt singuri pentru că copiii sunt plecați în străinătate. Se știe că în județul Vaslui o treime din populație a plecat peste granițe. Așa este. Sunt foarte mulți, foarte mulți plecați, dar în cei aproape 5 ani de când, cu binecuvântarea preasfântitului, sunt în această ascultare și coordonez sectorul social al episcopiei, am cunoscut foarte multe povești triste ale bătrânilor din județul Vaslui. Mare parte pe care noi îngrijim sunt și bătrâni care au și copii plecați în străinătate, dar sunt bătrâni care au trecut prin niște tragedii de familie. Fie le-au murit toți copiii, fie chiar unii nu au nici nepoți. Nici nepoți. Avem câțiva bătrâni care nu au rudene nici de gradul 2. Ei pur și simplu au pe Dumnezeu și pe noi sprijin în viață și mângâierea bătrâneților lor. Într-adevăr, sunt și mulți bătrâni care au copii plecați în străinătate. Sunt foarte mulți bătrâni care au copii plecați în străinătate și nu mai știu de ei. Dintre cei pe care îi îngrijiți și din experiența dumneavoastră pe care o aveți, nu doar din Episcopia Hușilor, ci și din Arhiepiscopia Alba Iuliei, câți dintre acești vârstnici sunt oameni ai bisericii? Se întâmplă să-L găsească pe Dumnezeu la vârsta înțelepciunii? Am cunoscut foarte mulți oameni în vârstă cu carte de rugăciune în mână când ne-am cunoscut. Și vreau să vă spun că
averea lor la bătrânețe, ori de câte ori am mers pe teren, așa, să fac, așa, în ghilimele spun și un control celor pe care i-am responsabilizat să aibă grijă de bătrânețe, averea lor care m-au întâmpinat a fost cartea de rugăciuni. Pentru mine a fost cea mai mare răsplată pentru jertfa noastră a bisericii, pentru acești oameni. Pentru că ei nu mi-au arătat nici casa, nici patul pe care dorm, nici farfuria din care mănâncă, mi-au arătat ca o carte de rugăciuni care mângâie și îi ajută să treacă mai ușor peste încercări. Este adevărat că au fost foarte rare cazurile când am cunoscut și oameni care n-aveau nicio tangență cu biserica. Dar pe parcurs, poate și pentru motivul că biserica le s-a oferit să-i ajute și să le facă bătrânețea mai ușoară, s-au apropiat și au început să meargă la biserică. Dar în mare parte, vă spuneam, eu nu pot să uit acea imagine, dar mare parte, când mergi la un bătrân, el îți arată cartea de rugăciuni și pentru mine spune mult. Este impresionant, pe de altă parte, faptul că foarte mulți dintre bătrânii nu dau niciodată vina sau nu se plâng și nu spun că sunt așa din cauza că nu mă mai caută copilul. Spune, nu, copilul are și el, familia lui, are treabă. Ei întotdeauna găsesc o scuză pentru copii. Chiar este foarte adevărat ce a spus, pentru că la început pe mine mă scandaliza scuza lor și nu înțelegeam de ce, cunoscând poate chiar unele situații îndeaproape, mama niciodată sau tata nu și-a acuzat copilul. Îi găsea o scuză. Pe parcurs mi-am dat seama poate și faptul că ne maturizăm și înțelegem altfel lucrurile, mi-am dat seama că ei nu mai vroiau să fie o povară pentru copiilor, pentru că bătrâneța, de multe ori, ei, asta este expresia cuvintelor lor pe care o spun, că suntem o povară, părinte. Copiii au alte responsabilități, să-și crească copiii lor, au nepoți, eu sunt o povară pentru ei, nu mai vreau să fiu și mai grea povară. Și cu lacrimi în ochi mulțumea bisericii pentru faptul că biserica este alături și nu-i abandonează. Pentru că asta este realitatea, noi încercăm. Nu numai pe serviciile de îngrijire și, deci, aminteați, centrele rezidențiale pe care le-am deschis și le vom deschide în timpul următor. Biserica, Episcopia Hușilor, are tot felul de proiecte pe parcursul anului. Noi, pe lângă serviciile de îngrijire, centrele rezidențiale, avem tot felul de proiecte aproape lunare, fie pentru bătrâni, fie pentru copii. Pentru bătrâni avem proiecte. Acum, mai ales în sezonul rece, încercăm să culegem din teren acele persoane care nu au lemne de foc, să le oferim lemne de foc ca să nu îngheță în casă. Și episcopia, din pădurea ei, a pregătit din toamnă acolo o rezervă de lemne pentru bătrânii singuri. Iarăși ne îndreptăm spre bătrâni, pentru că bătrânul de astăzi este generația de ieri, care ne-a creat prezentul de acum. Și noi, la urmă, și noi vom ajunge în vârstă și, cu siguranță, ceea ce oferim celor de vârsta a treia, ne-am bucurat și noi să primim la rândul nostru când nu mai fi în putere cum suntem acum. Este demn de amintit faptul că nu v-ați rezumat doar la Episcopia Hușilor, la județul Vaslui, ați ajuns și în Basarabia, mai ales pentru copii. Aș vrea să vă întreb dacă aveți și acolo în vedere să organizați ceva pentru vârstnici. Da, cu binecuvântarea Preasfințitului și cu sprijinul Preasfințitului, iubește foarte mult Basarabia. Are așa o afecțiune pentru Basarabia și în discuțiile noastre ne gândeam, fiind anul 2023 proclamat de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe, pastorația vârstnicului, mergem în Basarabia să facem ceva concret și chiar poate în perioada Apostolului Mare vom merge în Basarabia, pentru că eu, cunoscând problemele din Basarabia, fiind din Basarabia, chiar localitatea mea de Baștină este o localitate foarte, foarte mare și cunosc problemele din localitatea mea și problemele care sunt acolo sunt în general în Basarabia. Bătrânii de acolo au un venit foarte, foarte mic. Foarte, foarte mic. Să ne gândim, așa, traducând sau făcut o
în bani românești, o pensie după 40 de ani a unui bătrân de 70 de ani este în jur de 200 de lei. Și o factură la curent vine undeva în bani românești 150 sau chiar 200 de lei numai factura la curent. Ca să vă dați seama cum trăiesc bătrânii în Basarabia. Și în acest sens ne-am gândit ca să facem un proiect pentru Basarabia. În perioada Crăciunului ne-am gândit la copii, pentru că Crăciunul este în mod special pentru copii. Este luna bucuriei, luna darului pentru copii. Dar de Crăciun pentru Basarabia. În perioada aceasta Postului Mare și înainte de Paște, sau poate chiar înainte de Duminica Mare de Rusalii, vom încerca să mergem cu un proiect în Basarabia pe care eu mă gândesc, cu ajutorul Dumnezeu, să-l implementăm și cu sprijinul Episcopiei Hușul și a oamenilor cu suflet de mare pentru persoanele vârstnice. Și cel mai mare și cel mai real ajutor pentru bătrâni de acolo va fi sprijin financiar. Cum poate Episcopia Hușilor, o episcopie dintr-unul dintre cele mai sărace județe din România, să facă atât de multe proiecte? Cine vă sprijină în aceste proiecte și spuneți-mi dacă autoritățile au vreo implicare? Este o întrebare foarte interesantă. Toată lumea pune întrebarea acum. Cum reușim la Huși să implementăm toate proiectele? Și sunt foarte multe, dacă o să mă lăsați, o să vă amintesc așa o scurtă prezentare la toate. Enumerați câteva. Proiectul Bucurie Acasă. Până în prezent au fost ridicate și date în folosință 12 case, complet mobilate, cu toate condițiile. Alt proiect frumos pe care Episcopia Hușilor îl împărtășește atât de 5 ani de zile, un ghiozdan nou pentru un an școlar. Anul trecut, 1500 de copii săraci, care n-au visat la un ghiozdan nou plin cu rechizite, au primit și întrebarea lor, de unde a știut că avem nevoie de ghiozdan? Eu am un gând. Punem lui Dumnezeu problema și El ne oferă soluția. Un alt program frumos, dar de Crăciun. Iată, de 5 ani de zile, în Episcopia Hușilor, se derulează acest program, dar de Crăciun. În primul an s-a derulat proiectul în Curtea Episcopiei Huși, la doilea an, fiind pandemie, am mers pe la casele lor și am dus daruri pe la copii. Aproape 20.000 de copii au beneficiat de acest proiect în cei 5 ani de zile. Anul trecut, de Crăciun, și din ziua de Sfântul Nicolae și până în ziua de 8 ianuarie, când am fost și în Basarabia, că am extins programul și în Basarabia cu binecuvântarea Înalt Preasfințitului Petru, Mitropolitul Basarabiei, am fost și în județul, în raionul Ungheni, la câteva localități. Ei, în această perioadă, aproape 5.000 de copii. 5.000 de copii au primit de la șosetă până la căciulă haine complet pentru sezonul rece. Un alt program este Mama și Copilul. Aici este un program dedicat mamelor singure. Avem câteva apartamente închiriate de către Asociația Filantropia și noi plătim chiria la acele apartamente pentru mamele singure, care sunt victimele violenței domestice, mame care au fost date afară în toiul nopții de către soți sau mame care le-am găsit pe stradă. Mai sunt proiecte, dar așa, proiecte mai de suflet pe care vreau să le amintesc. Programul Bun Venit Copilărie este un program care se derulează an de an în ziua de 1 iunie. A bucurat peste 11.000 de copii. Și ca să vă răspund la întrebarea dumneavoastră, de unde Episcopia Hușilor își permite să facă atâtea fapte bune? Vă răspund sincer, niciodată nu m-am gândit, când am pornit noi un proiect, de unde o să luăm bani. Ne-am gândit ca să facem bine cuiva. Și mă conduc după acest principiu de 23 de ani. Trebuie să dorești să faci binele, că Dumnezeu îți oferă soluțiile. Am această credință. Toate aceste proiecte și multe, multe altele, pentru că, așa cum am menționat încă de la începutul interviului, nu avem spațiu de emisie pentru a le aminti, sumează doar anul trecut, în 2022, peste 6 milioane de lei. Părinte Vladimir, vă mulțumim foarte mult pentru că ați venit tocmai de la Huși pentru acest interviu în cadrul jurnalului Trinitas. Așteptăm să vedem la jurnal inaugurarea centrelor pentru vârstnici de care ne-ați vorbit. Vă așteptăm cu drag și vă mulțumim pentru invitație. Doamne ajută!